Oi, înapoi suntem din nou live pe Metropola TV și live pe Facebook Mugur Mihescu Meriți, live pe Facebook Mugur Mihescu sau live pe Facebook Metropola TV. Și stăm de vorbă cu Oana, cea care este directoarea și profesoara și tot corpul didactic al școala? Școlii de joacă. Școala de joacă, al școlii de joacă. Tot îmi vine să-i zic fabrica de joacă. Nu e fabrica de joacă, este școala. Rămăsesem la faptul că te-ai mutat aici într-un sat din Ciolpan în care toți erau olari și... Dar mie mi-a rămas altceva întipărit în minte. Mi-ai zis că până în pandemie am făcut asta cu școala de joacă. Ce s-a întâmplat în pandemie? În pandemie a trebuit să închidem tot. Am căzut. Deci pur și simplu de unde eram așa... S-a închis totul. Am căzut mulți, să știi. Am căzut mulți, exact. Mai ales noi, artiștii independenți, am căzut de tot. De tot și pe nimeni nu interesează chestia asta că noi am căzut. Am fost persoane neesențiale. Exact, așa da. S-a spus. Da, da, da. Așa și... ești considerat de către clasa politică din România, tu ca artist sau ca lucrător în Horeca. Da. Denumit cu subiect și predicat... Neesențial. Sau meseria ta... Meserie neesențială. Nu, meseria ta îmi povestea o colegă de-a noastră, actriță la Teatru Național, că a vrut să-și facă un credit la bancă și i-au spus că, ea fiind angajată la Teatru Național, i-au spus că nu pot să-i dea creditul pentru că are o meserie falimentară. O meserie falimentară, da. Așa că, dar nu ne lăsăm mugur. Fii atent. Nu. Și după aia am zis așa, nu mor ca ei când vor câinii. Ce aș putea să fac în pandemie în afară de a-mi plânge de milă? Să strig după ajutor. Și ce ajutor e nevoie? De echipamente în spitale, măști. Am zis, hai să mă aliniez și eu, să dau o mână de ajutor, să fac și eu ceva, pentru că e clar, cu copiii n-aveam ce să fac. Am încercat să fac școala de joacă online, să mă întâlnesc cu ei, să faci teatru online cu copiii este... Ca și sport online. Da, exact. N-a mers. A mers în prima perioadă de lockdown, după care a murit de la sine, pentru că nu era ce trebuie și se simțea chestia asta. N-am mai continuat. Drept pentru care am făcut campanii de fundraising, am vrut să dau o mână de ajutor, eu sunt foarte voluntară de felul meu așa. Foarte bine. Am zis, măi, oamenii trebuie să fie ajutați să treacă peste toată nenorocirea asta, nu o să dureze. Adică sunt de principiu că fiecare trebuie să facă tot ce ține de el ca să depășim un anumit obstacol, da? Bun, și... cu asta m-am ocupat, apoi am avut intenția de a-mi salva. Eu am la școala de joacă, am la școala de joacă copii de toate felurile, și tipici și atipici. Și am și un proiect, se numește Joacă Împreună, unde copiii tipici și copiii cu dizabilități se întâlnesc o dată pe săptămână și se joacă împreună tot și copii, demonstrăm că autismul nu se ia nu sunt prin strănut. Nu sunt atipici, sunt copii. Sunt copii. Așa sunt denumiți în... Da, ți-am zis, ziceai ceva de un spectacol. Stai! Hai, pierdem emisiunea. Adică spun de spectacol și plec acasă. Stai așa! Nu pleci acasă, dar trebuie să spui că m-ai făcut curios. Hai. Păi stai așa curios, că spun. Și m-au sunat părinții copiilor cu dizabilități să-mi spună că au nevoie de ajutor. Că își pierd terapiile. Și-au pierdut joburile, și-au pierdut locurile de muncă și nu mai puteau să susțină terapia la psiholog. Terapia la psiholog în timpul pandemiei este cruntă, pentru că psihologul de fapt trebuia să facă terapie cu mama și mama să facă terapie cu copilul, pentru că un copil cu dizabilități nu-l ții în fața ecranului. Ever. Ever, never ever. Bun, și... am încercat să strig după ajutor. Am zis, uite, 20 de copii, haideți să punem mână de la mână, să facem, să strângem bani, să susținem 20 de terapii. Nu a mers, pentru că, la fel ca părinții lor, foarte multă lume și-a pierdut joburile. Și n-am putut să strâng mare lucru. Atunci am zis așa, ce să fac ca să nu nebunesc, trebuie să dau la master. Am dat la master și am spus că fac ceva ce visez de 5 ani de zile. Există o poveste scrisă de unchiul meu,
care este scriitor în America, Dumitru Radu Popa, și care a scris pentru fetița lui Povestea Seminței. Și îmi doream foarte tare ca această poveste să fie făcută piesă de teatru. Eu, fiind actor păpușar, am spus, este atât de frumoasă povestea, încât nu poate să rămână doar o carte într-o librărie. Ok. Trebuie să fie ceva mai mult de atât. Pe prima pagina cărții scrie, pentru Maia, să nu uite să învețe românește. Ei au fost obligați, constrânși de împrejurări, să fugă din țară prin anii 80 și verișoara mea se născuse și asta era grija unchiului meu, să nu care cumva ce să uite... Ce s-a întâmplat cu sămânța? Sămânța s-a gândit că trebuie să răsară într-o piesă de teatru, dar nu orice fel de piesă de teatru, ci o piesă de teatru accesibilizată pentru copiii cu dizabilități. Deci este o piesă de teatru pentru publicul larg și adaptată publicului cu dizabilități. Se mai face în țară așa ceva, nișat, ba pentru nevăzători, ba pentru surzi, ba pentru, nu știu, pentru copii cu Down. Dar pentru toți odată nu s-a făcut până acum. Tot în viața mea există o fetiță și implicit și părinții fetiței, se numește Olga, care este o fetiță cu dizabilități și care pentru ea, o știu de când era mama ei însărcinată cu ea, pentru ea sunt în stare să mut munții din loc și dacă pentru ea pot să fac chestia asta, pot să o fac pentru toți copiii. Și atunci m-am gândit așa. Măi, am dat la master, hai să facem chestia asta, le-am spus profesorilor mei. Hai să facem o piesă și mi-au spus, păi n-a făcut nimeni până acum, nu-i nimic, facem noi. Da. Mi-au zis că sunt nebună, așa mi se spune tot timpul. Who cares? Ok. Și am zis, nici eu nu știu cum se face, dar o avem pe Ruxandra, mama Olgăi, care a accesibilizat filmele pentru copii cu dizabilități. Deja are un... background, de la ce să pornim. Know-how, da, de la ce să pornim. Și ne poate sfătui. Ce putem să facem? Păi știi că școala n-are bani, că nu știu ce. Perfect, nu ne folosim de banii școlii. Strigăm pe Facebook. Hai să facem o piesă de teatru pentru copii cu dizabilități. Și, dragul meu, vreau să-ți spun că 103 oameni de pe Facebook au dat câte puțin. Eu le-am cerut nișat. Acum facem păpușile. Am avut un start la păpuși de la Asociația Magic, care au zis, băi, noi suntem cu tine, hai, facem lucrul ăsta. Apoi am zis, facem decorurile. Nu mai avem bani. Noi am zis, da, ne încadrăm, dar n-am luat în calcul că toate s-au scumpit de 3 ori după pandemie sau în timpul pandemiei. Și atunci am rămas din nou fără bani. Și am spus, uite, acum vrem să facem un decor așa, vrem să-l pictăm așa. Le arătam schița făcută de scenograf și le spuneam, cine vrea să pună umărul? Și oamenii s-au unit și am reușit să facem, zic eu... Unde jucați spectacolul ăsta? L-am jucat pe 2 iulie, am avut primul spectacol în Grădina Botanică, iar acum pe duminică avem în gala absolvenților la un ATC la ora 17. La sala Atelier, chiar în facultate. Da. Dacă ți era dor, da, la te aștept. Așa. Și mi-am adunat o echipă, am dat tot așa un call to action, cine vrea. Foarte interesant este faptul că, făcând școala online, împreună cu colegi de-ai mei, care s-au alăturat... Școala online? Școala de joacă online. Ți-am spus că la începutul... Școala de joacă online. Da. La începutul pandemiei m-am... aliniat și eu trendului online. Am zis, hai, bine, fie, îmi calc peste principii, hai. N-am mers. De ce ai făcut asta? Nu știu. Ca să nu pierd copiii, nu știu. Mai bine că ai făcut master. Taia, colega mea, pe care ai să o cunoști și de-abia aștept să o cunoști, făcea partea de actorie. Eu făceam partea de joacă, ea făcea partea de actorie, mă mai aveam pe Hoini, care făcea partea de modelaj în cocă, făceam în școala online, cu ce aveam prin casă. Și tot așa mai făceam broderie. Mi-am implicat toți colegii și prietenii cu care am mai colaborat în școala vie, da. În perioada noastră de...
De normalitate. Deci, de normalitate am zis, hai să încercăm și varianta asta, că nu poți să zici, băi, nu fac. Hai, încercăm. Merge bine, nu merge, asta e. Și eu le-am citit copiilor povestea. Și taia a zis, vai ce fain. I-am zis, uite, le-am și spus, uite, vreau să facem povestea o piesă. Povestea cu sămânța. Da, vreau să facem o piesă de teatru din povestea asta. Și taia mi-a zis atunci, vai ce fain, aș vrea și eu să joc în ea. Și am zis, da, numai că vreau să o fac cu copiii. Și ea mi-a zis, bine, dacă vreodată o să vrei să faci cu actori, să ții minte că vreau să joc în ea. Da. Și deja mi-a dat o altă direcție. Am zis, băi, hai să o fac cu actor, să o fac cu colegi de-ai mei ca să o fac accesibilizată. Cu copiii e greu. E greu să accesibilizezi un proiect cultural. Pentru că trebuie să fii atent. Practic lucrezi cu 3 echipe deodată. Tu vorbești limba română pe scenă, iar în sală ajung 7 limbi diferite. Tu vorbind limba română, adică, știi? Ajunge limba surzilor, limba nevăzătorilor, limba autiștilor, limba celor paralizați în scaun rulant, limba celor cu down, limba... Percepția, știi? Da. Fiecare percepe diferit. Noi toți avem aceleași și nevoi. Și ai făcut-o, știi? Cu actor, da? Și până la urmă am făcut-o cu 2 colege de ale mele care au terminat facultatea, Taia și cu Vari, și le și salut pe calea asta. Ciao, Taia, salut. Ciao, Vari. Ciao, Taia, ciao, Vari. Și mai sunt Nuța și Alexandra, care sunt, de-abia au ieșit acum din anul 3 și au dat licența, pentru că fiind în facultate la master, este oarecum nu obligatoriu, dar se recomandă să lucrezi cu studenți. Zim și mie, te rog frumos, ce o să faci de acum încolo? Păi de acum încolo am o groază de idei. Vrei să ți le spun pe toate? Nu ne ajunge emisiunea. Ce o să faci cu... Cu acest spectacol? Acest și spectacolul și proiectul pe care l-ai la Ciolpani. Proiectul pe care l-am la Ciolpani vreau să-l continui și să sperăm că nu ne lovește valul 4 atât de tare și că putem totuși să ne jucăm, să ne lase lumea să ne jucăm. Da, vreau să-l continui, vreau să reiau cursurile de teatru, vreau să reiau cursurile de meșteșug, cursurile de joacă afară, pentru că școala de joacă a născocit un alt proiect care se numește Caravana de Joacă, cu care plec prin toată țara și mă joc cu sute, ba chiar mii de copii deodată, jocurile copilăriei noastre, de povesteam de țeava cu cornete și ciotron și așa mai departe. Cum privesc copiii o ieșire dintr-o oră a acestei școli de joacă? Ca pe ceva de pe altă planetă. Am să-ți povestesc că am fost adică la Craiova. Să te joci, este la ora actuală, să te joci cu alți copii sau să te joci... Da, e ceva așa foarte straniu. Cum, chiar și la sat? Da. Unde satul nu e chiar... Da, ei mai socializează, adică ei sunt un pic mai curați. Și ei au telefoane, și ei au... Foarte bine că ai telefon. Așa, n-au scăpat nici ei de școala online. Dar ei sunt un pic mai legați de pământ, mai legați de afară, de exact, curte. Pentru că de... Eu vreau să înțeleg și care este latura clar educativă, latura care formează din nou comuniunea asta a copilului cu fizicul, cu tot ce este fizic, tot ce înseamnă socializare între copii, cu tot ce înseamnă lumea, interacțiunea cu lumea fizică a copilăriei noastre, a joacă-i, jocii, cum să zicem ăla? Jocului afară. A jocului afară. Da, dacă ții minte, noi ne făceam găști în fața blocului și ne impuneam reguli pe care le și respectam, iar în momentul în care cineva nu respecta regula, era scos afară din joc. E, acum, diferența este că dacă copiii din ziua de azi au senzația că li se cuvine orice, pentru că asta e greșeala din familie. Vrei telefon? Ia telefon, dacă iei 10 la școală. Știi? Cam mare recompensa pentru un 10. Da, și sunt atât de băgați, sunt, eu le zic, autizați de această tehnologie, încât în momentul în care interacționează cu alți copii, atunci intervine bullying-ul, ceea ce spunem noi bullying. Dacă nu-ți convine regula jocului, nu accepți pur și simplu că ai greșit și ieși afară din joc. Nu, trebuie să-l lovești pe ăla de lângă tine sau să-l jignești sau așa. Aici este lupta. Am înțeles. Deci, practic, acum să te joci afară este așa o provocare de mare, încât, uite, am să-ți dau un exemplu.
Mă duc în fiecare an la Craiova, se face și anul ăsta, slavă Domnului, festivalul Puppets Occupy Street. Este da. Un fel de untold al copiilor. L-am văzut. Da. Sunt din Craiova. Așa, știam. Mă duc la tine acasă și am caravana de joacă, ți-am spus, unde mă joc cu sute de copii deodată. Și le explicam cum se face cornetul. Cornetul de hârtie, cornetul, da? Cornetul. Îl făceam într-o, știi, că aveam fâșiile de hârtie aici și luam și îl făceam într-o secundă. Adică nici nu că eram contra cronometru, că eram în... în baterie. Acum copiii nu sunt capabili să prindă de colț și să îndoaie. Atât de lipsiți de motricitate sunt. Și de-aia este nu obligatorie, vital faptul că trebuie să reintroducem lucru manual în școli. Știu. Și eu, teatru. Eu mă zbat pentru ăsta, pentru lucru manual, mă zbat pentru multe. Dar trebuie să ne zbatem altă dată pentru că emisiunea s-a terminat. A, da? Atunci ne vedem duminică. Așa de scurt emisiunea? Nu, au fost 50 de minute. Da. Timpul este scurt când ai ce să spui. Am înțeles. Timpul este scurt. Eu... Hai să mai zicem o dată. Duminică, da? Ora 17, da? Un ATC, sala atelier, închide ochii și ai să vezi mai bine. Este premieră națională, prima oră în România, un spectacol accesibilizat pentru toată lumea. Vă aștept. Vă aștept dacă sunteți, duminică, că aici trebuie să spun neapărat... Există o singură condiție, având public vulnerabil, copii bolnavi în sală, vă aștept cu certificat. Sunt cu probleme, sunt foarte vulnerabili și cu imunitatea foarte scăzută. Accesul este liber la spectacol, nu se plătește bilet, dar trebuie să faceți dovada vaccinării sau atestării, PCR sau test rapid. Dragii sau dovada mei, că ați trecut prin boală. Dragii mei, nu uitați, ora 17, până atunci... Ora 17, când o să vină duminică, la sala Ateliera 1 ATC. Până atunci închide ochii și hai să vezi mai bine. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de ceea ce facem aici. Și știți bine că sunt foarte sensibil în ceea ce privește ce înseamnă copii și educație. Mai avem 30. Vă mulțumesc din suflet pentru... că sunteți și share-uiți toate aceste lucruri pe care noi le discutăm seară de seară aici. Încă o dată mulțumesc tuturor, mulțumesc Cătălin Botezatu și Vigo pentru ținutele pe care mi le oferiți. Renașterea, dragii mei, începe cu fiecare dintre noi. Eu sunt Mugur Mihescu, iar tu meriți. Pe mâine! Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.